PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Astăzi pe MineCity mi-am cumpărat cel mai mare teren de pe server. Am plătit pentru 200 de extinderi deodată. 2000 de nesoși s-au dus pe apa sâmbetei. Mă rog, am fost și la licitația de mașini. Erau mașini gherlă pe acolo, toate aduse din Germania, cu kilometri dați înapoi. Știți cum e. Apăsați butonul de like chiar acum sau o să fiu foarte trist și urmăriți-mă, vă rog, pe Instagram. Luca! Ce ziceți, domnule Pink? Ha, dar ce faceți, domnul polițist? Unde e Luca care nu e polițist? Stă la burger. Luca care nu e polițist e plecat din oraș, așa că a rămas numai polițistul. Da, și mă gândeam să mă duc și eu la licitație. Mergeți la licitație, domnul? Păi eu voiam să vorbesc cu Luca, să-l întreb, bă, licitezi pe ceva, ai nevoie de ajutor, că na, știi că suntem acolo prieteni la tovărășie, da. La astea, dar dacă okay, nu l-ai văzut... Ok, fii atent. O să zic adevărul, ok? Dar nu-i spui că ți-am zis, ok? Ok, nu-i spun. Luca gen este sus în cameră gen și doarme, gen o să mă duc să-l trezesc. Doarme? Ah, da. L-ai trezit tu pentru mine? Da, mă duc să-l trezesc pentru că știi ceva, oricum nu-mi pasă de licitația asta și dar ar trebui să se ducă el să-și da, mașina. Da, păi tu ai elicoptere, ai avioane la poliție, exact, nu-ți trebuie, da. Tru, stai. Revin în 2 secunde. Da, trezești el și zici să vină. Bă, grasule, hai! Tu, mama lui Luca, lăsați pe Luca afară! Ce aveți, bă, nebunilor, de mă treziți așa? Luca, prietenul meu, fii atent. Știi că gen sunt like cel mai bogat de pe server, nu? Da, Pink. Cred că am o problemă. Bă, ce faci, mă, Dani? Ce burger de la Luca Luke. Doamne, nu mai urla! Gata, mă retrag la mine, groapă, îmi pare rău. V-am salutat. Bă, ce-a fost aia? Cred că domnul Daniden are niște probleme cu nervii. Da, cred că gen urlă foarte tare. Bun, Luca, fii atent. Ok, nu mai mă bag, doar atât. Nu ești ok. Burger de la Luca Luke. El este Luca Luke, de ce? Da, exact. Păi, eu sunt un burger. Pentru că sunt cei mai buni burgeri. Tu nu ești... Mulțumesc, Daniden, i-ai plătit cumva? Sau doar i-ai furat o stintă? Da, doi nătoși. Ah, ok. Totul e bine atunci. Bun, Luca, fii atent. Ok, ba, Daniden, dacă vezi ceva ce-mi place, îmi dai una după ceafă. Și licitez eu pentru ea, pentru tine, gen. Stai, wait, dacă văd deci ceva ce-ți place ție... Nu, dacă vezi ceva ce-ți place ție, Luca, gen, să zicem că vezi un Lamborghini Gallardo și zici, mamă, eu-l vreau pe ăsta, nu mai pot. Vii la mine, îmi tragi una peste cap și o să zic, da, licitez 200 de nesoși. Știi? Wow. Și ți-l vând ție, ți-l dau ție pe nimic, că suntem în preasul amândoi, suntem în sectă, mă înțelegi? Mamă, asta ar fi chiar drăguț, știi, chiar îmi făceam griji, gen, acum mi-am strâns și eu, uite cât am reușit să strâng, gen... Ca să le vând, să mai fac rost de bani, pentru că sunt gen super sărac. Și am doar, like, 120 de năsoși și mă gândeam, bă, poate nu o să am bani să iau ceva și chiar aș fi vrut știu. Bă, ok, Luca, știi ce? Nu vreau să-ți dau pe gratis, vreau să pui și tu umărul la muncă, atunci fii atent. Licitezi peste banii tăi și ori de cât ai tu nevoie, îți dau eu restul. De exemplu, poți să licitezi 200-300 pentru mașină, dar păi ușor, ok? Nu dai din banii mei, de nebun. Și dacă sari peste banii tăi, îți dau eu restul, mă înțelegi? Ok, așa facem, o să fac. Facem o gherlă, că aici noi suntem împreună în mafie pe serverul ăsta și gen... Da. Ne ajutăm. Ai dreptate, Pink. Băi, deci chiar sunt curios, eu n-am mai fost. Tu ai mai fost la vreo licitație în ha, asta? Să vezi cum se face, e gherlă rău. Se strigă aiurea, înjură ăștia, foarte urât, foarte urât, da, trebuie să tai clipurile de pe YouTube, no, că... No, bă, să-l vezi pe când începe Nocivanul, să vezi acolo ce e la gura lui. Că vine vorba de Nocivan. Unde-i, mă, frate, că... Ia uite. Uite și a pus și... Mă, ăsta e și cu un nivel în față, la teren. Wow, păreri? Păi stai așa, Pink, că știu eu pe cine să chem. Băi, e electric, dude. A ieșit cu terenul electric în afara terenului aici, său. Ce se întâmplă aici, domnule Pink? Domnul polițist, ia uitați aici, ia apropiați-vă de gardul ăsta. Au, wow! Eu când ce-a vă zic... Ce-a fost asta? Au! A pus gard electric... M-a prăjit, sunt un burger prăjit acum. E mai larg decât terenul lui. Like, n-avea voie să pună până aici. Da, asta nu e gen ilegal. Da, cred adică că e destul de ilegal. Ăsta, a construit în afara terenului, domnul polițist. Păi trebuie să am o discuție. Unde e domnul Nocivanu? Aveți idee? Asta nu știu să zic, Luca. E un oraș mare. O să merg la licitație și o să nu iau, e la licitație. Nu, m-am uitat eu, am acolo. O să vină, dar ideea e că nu e acum acolo. Păi nu e problemă, că luăm după licitație. Stați păi luăm...
V-a căzut burgerul pe jos. Mi-am căzut, mi-a dat, nu-i problemă, las că-l mănânc și așa. Bun, hai, okay. Hai să așteptăm aici până e gata licitația, dar îl întrebăm, bă, dar Nocivane, ce Dumnezeu face acolo? Știi că nu mi se pare ok. El de ce are terenul mai mare? Tu vezi cum și-a pus florile silent, mă? Domnul polițist, asta nu e like ilegal, că gen dacă pică floarea de aici fix în capul meu și mor, e vina lui Silent? Da, exact, adică nu e gen... Da e foarte... Bate o adiere a vântului și cineva ar putea să rămână fără cap. Da, sau exact, ceva. Exact. Da, cred că și el trebuie tras la răspundere. Fii atent, da, cred că o să gen dau amendă la tot serverul sau ceva de genul. Apropo, să te duci la primar să-i zici, hai mă, încasează odată taxele la că vreau să plătesc taxele și apoi să cumpăr terenul. Ca să nu dau taxele pe... Nu, zic, da, domn primar, vreau să plătesc taxa, hai să plătesc taxa și după ce am plătit-o, domn primar, vreau să cumpăr tot terenul din joc. Așa vreau să-i fac. Mamă, păi și ce faci când vine următoarea taxă pe terenul? Plâng, dar măcar plâng mai târziu și nu mai devreme. Am înțeles, ok. Mă, și unde e toată lumea? Adică așteptă toată lumea licitația sau ce se întâmplă? Da, așa se întâmplă de fiecare dată. Aha, dar nu e nimeni la licitație acum. Nu e încă lumea, nu. Ia vino, că vine, e fix aici, fix aici. Ia uite-l că vine, ia. E fix aici. Vreau să am o discută cu... Uite, vezi, am și căzut în... Fuge, după el, prinde-l. Unde fuge? Pune-l la stânga, ia uite-l. Aha, domn primar! Prinde-l! Domn primar, bună ziua! Sănătate, domnul Gabor. Sănătate, bine. Domnul Gabor! Domnul Ovidiu! Avem multe probleme, multe probleme și trebuie discutate cu dumneavoastră. Deci, să vă prezint problema numărul 1. Hai să le discutăm după licitație, că acum... Păi dau că licitația începe în 4 minute. Trebuie să ne... să vorbim puțin despre durează problemele lor. Durează doar două minute. Spuneți. Ok, veniți după mine. Deci, primul lucru, am observat că cetățeanul Nocivanu s-a extins mai mult decât este terenul dumnealui. Adică uitați-vă cum e gardul acesta. Da, a pus gardul adică, cu un nivel mai peste tot. Uitați-vă la gardul ăsta. A furat o grămadă de teren. Comparați gardurile, vedeți? S-a dus în afară. Și lărgimea e cu două blocuri mai mult. Da. În teorie, dânsul are doar doar până unde începe cactusul. De unde acolo. Dacă exact. E cum ziceți voi, rămâne să număr și îl sancționăm, logic. Păi nu că trebuie sancționat, trebuie distrus, că nu poți să îl sancționezi să rămână cu ăsta. Adică uitați-vă diferența dintre case, adică e foarte mică pentru că a luat din terenul acesta. Da, mi-a distrus și copacii ăștia de aici. A, și mai avem o problemă. Uite, ia. Uite, de niște ne trebuie niște constructori. Am rămas fără trecere de pietoni. Era să am căzut eu în groapa asta. Acum da, câteva minute. Da, și-a spart capul. Am văzut cu ochii mei. Da, promit că o să mă ocup de drumuri în această seară, promit. Ovidiu, mi-ai calculat câtă taxă trebuie să plătesc? Încă nu, nu-i grabă. Nu, că vreau să o plătesc. Nu, vreau să o plătesc acum dacă e. Păi nu, că încă n-am calculat, nu. Hai mă, lasă-mă să plătesc. Îți dau anunțat doar. Îți dau 50 din partea casei. Mai o taxă de plătit pe lângă. Încă o taxă? Atât de ce? S-a abia jos, domnul Pink. Dar nu, explică de ce, domnul. Haideți până la casă să vă arăt. Păi ce taxă? Opa. Pentru casă? Cum adică? A început licitația. Ia uitați, pentru bolidul ăsta, nu credeți că ar trebui să plătiți? Bine. Bine, ziceți-mi acum cam cât m-ar costa, că vreau să plătesc acum, credeți-mă, acum. Nu se poate, nu acceptăm bani înainte, nu se poate. Haideți la licitație, domnilor, deci, și vorbim acolo. Astea au fost problemele? Da, astea și... Mă rog, mai sese domn Pink de o problemă minoră. Da, domn Ovidiu, gen, eu cred că o să vă trag o evaziune fiscală dacă nu mă lăsați să-mi plătesc taxele, sincer. Alo, domnul Pincan. Păi nu mi se pare normal, eu vin cu banii și dumneavoastră ziceți, da, nu acceptăm să plătiți taxele. Păi nu de acum, ce? Nu. Păi cum adică nu acum? Vă rog frumos, gata. Calmați-vă. Păi calculăm acum, că nu durează mult. Bună ziua, domnul Sinar. Mamă, ce stau bun. Andresita. Mă duc și eu după bani. Hai că n-ai bani. Ce mă? Banii cui? Îmi place ce avem aici, domnul Sinner. Bucur, niște gunoaie. Ce sunt gunoaie? Actually, Pink, gunoaiele sunt aici. Ok, și unde sunt mașinile șmechere? Zici că avem mașini noi, ce e asta? Mamă, ce tablou șmechere. Mamă, poți să iau de asta? Bro, hai. Pink, din păcate, nu pot să construiesc eu o mașină peste noapte. O să... Păi n-ai vorbit și tu cu Elon Musk, cu ăla de la... Poți să iau gen tractorul ăsta? De ce îi vreau un tractor, Luca? Domnul polițist, ar trebui să dați un exemplu bun, nu să vă urcați pe toate exponatele. Păi, nu, că e la testing, e da. Trebuie să fie safe toate, ia uite. Cum? În dealership ai voie să intre în mașini, Sinere?
Să știi. Ok, ok, puteți să testați, puteți să vă mișcați pe aici. Eu de ce stă, Andrei, să la trântiți portiera, să vezi dacă ține. Cei care aveți nevoie la baie, bună ziua, domnul Zăsami. E la etaj fix în față cum intrați. Oh, ia uite mă, ce aveți, domnul Zăsami, este supărat, dar ce aveți? Domnul Pink, ce am făcut pe aici? Păi nu pot să intru la WC, că mă blochează Rafa. E ocupat de Rafa. E ocupat de Rafa? Da, da. Păi intră pe stea, nu mai mulți în baie. Ajutor! Ajutor! Rafa, calmează-te! Rafa, calmează-te! Opriți-l, 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 opriți-l! Ce mă asta, scrimă? Ne omoară pe toți, Rafa! Stai, mă! Rafaele, te rog frumos, calmează-te! Bă! Rafaele! Ce-ați făcut, domnul Sinner, cu Rafael? Stimă și respect să trăiți! O, domnul Nociv! Mare amendă ce ții, Nocivane! Pincane, hai un pic cu mine, Pincane! E vacanța a venit, Nociv, direct! Ce sunt astea? Pentru tine, ia! Sinner, ia! Pentru tine! 5 diamante! Ce Ce sunt astea 5 diamante? Ce-i Luca? O, să rămână așa, da! 5 diamante fac în clipesc, mă, Nocivane, îmi dai mie așa de puțin! Păi nu, dar am făcut eu un challenge. Poate un cine challenge? Vrea, eu nu accept de la domnul Civano, din păcate. Dar de ce e domnul Sami? Dar ce aveți cu domnul Sami? Nu, nu-mi place mie de nu domnul Civano. Bă, ia Ovițanu și pe aici, este liniștit. Păi i-a luat deja. Băi, nu, că îi mai dau. Uite mă că i-a luat. Laiva nu vrea să ia. Oulă. Domnul Civane, ai blana... Bă, ce e mai aici? Hai că am dras și eu pe dreapta, am 10, ești nebun? Ia mă, Ovițane! Nu, atât. Mai era Dani Dena, dar nu vine, a zis că nu vine. Ținere, poți să zici pe scurt, e vai de mama ei, mă, nu cumpărați așa ceva. E cea mai jaf, jeg. Bă, eu mă simt prost pentru ea, adică chiar pare o mașină bună. Da, pare medie un pic. Chiar pare medie. A zis să încep cu cea mai pârnaie. Domnul Sinner. Bun. Da. Întrebare înainte de toate, ne puteți spune ce mașini vor mai fi în continuare pe lângă asta? Da, o să vă zic la ce ne băgăm. O să vă zic când o să urmeze. Câte mașini sunt? 4 în total, ok. Să avem și o mașină nouă, apropo. Opa! Nouă. Da, o să lăsăm la final o mașină care n-a mai fost niciodată la... Niciodată. Ceva nu aveți voi să vă uitați. Scuzați-mă, am văzut că e acolo în sticlă și am zis să zic poliției, da. Întrebarea mea este dacă Dani Den participă la această licitație. Cred că nu participă. Dani Den are bani de mâncare, gen. Da. Bun. Chiar mașina n-are. Aceasta de golf începe de la 30 de năsoși. 30? Dau 300 cables, stau un pic. Nocivane, ce era aia? Păi am permis de portar, ce era aia? Am permis de portar, mă. Poți să-l văd și pentru asta. Da, o l-am acasă, o să-l aduc imediat. Ok, Nocivane, o să mergem la inspecție. Mamă, ce m-am speriat! Mi-a sărit inima din piept să moară gușterii și castorii. Domnul Sinner. Și gușterii și castorii. Dacă cumpărăm o mașină, mai putem cumpăra altceva? Am aici, domnul polițist. Din păcate, aveți voie doar la o achiziție ca să fie corect și pentru restul. Domnul polițist. Deci o achiziție per licitație, practic. Da. Salut! Bun. Salut! Domnul polițist, luați acolo. Deci repet și pentru Dani, 30 de năsoși pentru această mașină. Licitează cineva pentru mașinuța de golf. Am înțeles, da. Îmi licitez toți năsoși și 14, atât. Hai că... Dani este mașina ta! 31! Nu! Avem o contraofertă, dă-te jos! 31 de la Zăsami. Opa! Wow, Sami! 31 de la Zăsami de 2 ori. 31 de la Zăsami de 3 ori. Nu cred că nu i-a lăsat-o lui Dani Den, bă. 31 de la Zăsami. De 10 ori, iau-o! De 10 ori, gata mă, Sami, bine! Gata, felicitări! Asta mi știi că nu e bine! Licitație. Eu mă gândesc decât la tine! Sami, te rog frumos să mă aștepți după licitație să facem contractul, la fel păi și cu restul că care o să... Ce am zis eu că e gata, mă vreau să mai cumpăr! Păi nu poți! Una ai voie! Țeapă! Pa, Sami! Ce țeapă! Doar, ba da, una pe licitație, așa s-a zis! Că nu tu mai aici, Luca. S-a zis, așa ceva. Ba, ai zis acum două secunde. Vrei să-i dai lui Dani? Nu poți să-i dai. Nu, alo, am cumpărat una, ceva acum. Eu fac regulile pink. Vrei să-i dai lui Dani și să fii un bun samaritan? Schimb regulile așa de-a lungul timp. Eu dau lui Dani, da. Alo. S-a schimbat așa regulile, ce e gherla asta? Da. Domnul Pink, sunteți dealer și nu știam? Mă, de ce comentează? Domnul Sinner, s-ar putea să nu mai fii în viață. Calmați-vă, de față cu poliția te bat. Dani, vrei să dai 14? Ia uite mă, mamă, incredibil așa ceva. Jos, Sinner,
mai zis că e restul de acord să fac treaba asta, adică. Băi, eu credeam că poți să mai cumperi altă de aia. Serios, Dani, Sami nu a auzit și probabil că nu da, le citat. Hai bă, că n-a. Ok, atunci. Cumpăr. Sunteți de acord cu toții să meargă mașina spre Dani Den? Dau 15 pe aia. Vă rog, please, please. Nu cred, nu, Luca. Glumesc, gata. Deci arunc cu burgerii tăi înapoi, dacă mai zici. Nu, bă! Dani, ce urlă ăștia? Unde-a picat specială, what? Nu pot să cred. Ce? Ce mă gherlă așa? Ce alte lucruri? Este... Wow, stai, aia cea mai șmecheră? Ce nu a mai fost? O mașină foarte bună pentru... Asta e aia de n-a mai fost? Da. E fai de steaua ei și de morții ei, săraca. Bă! Scoate-o, bă, aruncă-o. Aruncă-o afară cu ea. Nocean cu ea, nocean. Bă, domnul Pink. Opa, hai cu aducă înapoi, gata. Vă rog frumos. Bă, unde-i Lamborghini-ul, mă, de care am auzit? Am crezut că dați Lamborghini. Totuși, nu suntem în New York, suntem aici în Main City. Asta e aventura. Tractoare, ești nebun. Acest tractor începe de la 20 de năsori. Bă, dar numai bine îl făceai pe ăsta să-l cumperi normal așa. 26 de la Ovidiu. Wow. Bătaie pe tractor. S-a băgat primarul. 26 de la Ovidiu de 2 ori. M-a scăpat de el. 26 de la Ovidiu de 3 ori. Nu cred că-i dat țeacă. Ce țeapă, papa! Primarul cu tractorul. Se plimbă pe primărie cu el, ce face? Da. Tractează banii, cred că. Următoarea, eu ceva ia. Ceva scump, ceva scump. Ia, da, ia, vrea îndresita, da. Ceva scump. De unde ai îndresit-o banii? Ce mă, ăsta mă, treaba mea. Dumping. Am afaceri secrete. Nu fabric ce, mă? Eu mașini, îmi pare rău. Sunteți cam dezamăgit de mine, dar nu fabric eu mașini. E cu două locuri asta, domnul Sinner. Este cu două locuri, este una dintre cele mai rapide. Poți să scot gagici la plimbare cu ea? Puteți să scoateți ce vreți dumneavoastră. Să scot ce vreau eu? Da. Bă, pune-o înapoi, Luca, pune-o înapoi. Am pus-o înapoi. Ajunge undeva la 19 blocuri. Ce să facem, mă, cu ăsta, mă? Bă, e zgunoaie, mă, asta. N-am cea mai bună mașină din joc și cel mai șmecher avion. N-am ce să cumpăr de aici, ești nebun. 115 de la Andrista de 2 ori. 120. Ia-ți burgură înapoi. 120 de la Luca Luc. 120 de la Luca Luc de 2 ori. De 3 ori. Vândut. Bine, asta mă! Vreau să văd și nici nu trebuie să-i dau bani. Lasă-mă, e al meu. Domnul Luca Luc, vreau să vă felicit pentru țeaca anului. Țeapa anului, bine! Mă, nu trebuia să te mai bagi mâna asta. Cu toții și să nu vă uitați. Întorceți-vă. Ok, vine mașina specială. Acum vine mașina specială. Dacă nu e Lamborghini, nu cumpăr. Bă, au zis că tractorul era special. Păi așa, ne-a păcălit cu tractorul. Numai să vă stric afacerile. Ok. Puteți să vă întoarceți. Hai, Andresito, lasă vrăjeala. Ce, mă? Am una de asta, nu-mi trebuie. Ce-i asta? Bine, mă. Lasă. Vreau să repet o chestie. Nu sunt mecanic, adică sunt mecanic, dar nu construiesc mașini, ok? Păi aduci, mamă, importează-le de undeva. S-a aduse de pe Germania. Astea sunt din Germania, n-ai ce să aduci mai multe. Astea sunt, altele nu sunt. Bine, bine, hai să zicem. Ce ieftin. Ce gherlă. Dinul anului a fost ăsta. Gherlă pentru Pink. Da, păi am luat-o mai scump. Trebuie să o iei pe asta. Nu, dar nu vreau, mă, două de astea. Întrebarea este dacă mai doriți încă o mașină la licitație. Da. Nu. Ne-am adunat în număr. Nu. Dacă e la fel de urâtă ca aia, nu. Plecați, mă, dacă nu mai vreți. Pink, eu nu mai pot cumpăra. Nu construiesc mașini. Tu vrei păi să-ți aduc mașini, dar vreau un Lamborghini, Lamborghini. Nu se poate, aia stai Lamborghini. Ai avut avem tractor aici. Hai, arată-ne ce aduci, arată-ne. Scoate de la naftalină? Da. Scoate-o. Hai, scoate-o. Dacă aduce Dacia Logan, să moară Franța că plec. Sper să n-aduc aia. Dau casa pe o Dacia Logan. Dorm în ea. Aduce mașina de ducea. După asta nu-i mașină. Mamă, la ducea. Nu avem Dacia Logan, bun. 100 de năsuri de la Ce-i cu prețul ăsta? Când credeam la TV-ul. Așa vorbește cu Sami, nu cu mine. Dar el deja are mașină, n-a trebuit să poată licita. De unde s-a mașină? Ce mașină am Andrei Sita? Vândut. Wow. Sami. Ce sunt astea, mă? Mă, Sami, decât cu sume de astea. Andrei Sita, poți să-ți iei de aia de tuns iarba. Da. Bun. Vă mulțumesc frumos pentru participare.
aș dori să vorbesc puțin. Plata mâine. Un frumos de participare. Vă aștept pe cei care au achiziționat astăzi. Îmi pare rău domnului Pink că nu i-am adus Lamborghini. Păi nu mi-a adus nimic să cumpăr. Lamborghini. Lasă mă. Lasă că oricum nu voiam să cumpăr, că eu am altă treabă de făcut cu banii. Ovidule. Hopa. Încă o chestie pe care aș vrea să adaug. Pe lângă programul celulă cu care puteți să vindeți vehicule, puteți să le vindeți între voi, ok? Știți chestia asta, puteți face un contract, veniți la dealer, facem contractul și se rezolvă. Bun. Tare. Bun. Mai bine fără contract, să nu primești și tu procent. Da, okay. Aș vrea și eu să primești procent. Bun. Stai cu mine, de participare, cei care au achiziționat, haideți după mine. Ah, și tu ai achiziționat? Mamă, Ovidule. Da. Păi are nevoie cetățeanul de tine. Doamne, toată lumea achiziționat. Cine a fost primul? Cine a fost primul? Eu, Dani, nu? Păi tu nici n-ai bani, mă. Ba da, da, am avut nevoie. Hai că-ți dau ție taxele și îți cumperi mașină din taxele mele. Nu mă lasă să plătesc, te rog. Nu, că nu te las să plătești taxele. De ce nu mă lași, mă, să plătesc? Atunci nu le mai plătesc. De ce nu să plătești taxele? Pentru că vreau să-mi iau de pe gând faptul că trebuie să plătesc taxele. Păi ține undeva și rezolvăm. Bun, dacă... Eventual dă-mi 100 de nesuri și îți dau eu restul când calculez, dacă vrei. Na. 100 de nesuri și zici. Păi nu știu cât costă, dar până într-o 100, e clar. Deci, pui mâna pe inimă și juri că e până într-o 100 ca să-ți dau 100 și să nu-mi iei mai mult? În condițiile în care nu-ți mai extinzi plotul între timp, logic. Pleacă-mă și ia-ți banii de acolo. Manevră. După ce plătești aia, vină încoace, că trebuie să calculăm niște extinderi de teren la mine. Da. Eu încă am voucher pentru mașini. Ha, păi folosește-l. Hai că vii tu, domnule. Ce zici, Luca? Hai, de... poveste. Păi ia, vină mai încoace, nu ceva ne că... Se lua de tine, Luca, zicea că ești chel și bătrân. Wow. Da, gen, a fost cam aiurea. Foarte urât din partea lui. Păi zi-mi ce, Vane, eu vreau să aud povestea din spatele terenului tău, care e efectiv impenetrabil. Păi fii atent, terenul ăla, acolo va fi cea mai puternică și cea mai securizată casă din lume. Va fi cu uși din alea, de se deschid numai la recunoaștere facială, o să fie nebunie. Am pregătit doar terenul momentan. Păi da, dar te-ai extins mai mult decât... Na. Am plătit, du-te la primărie să vezi. Păi nu poți să plătești pe părți, să extinzi și în față. Știu că nu pot, dar până nu vine poliția, încerc și eu. A văzut poliția deja. Păi n-are treabă cu mine, auzi. Cum adică? Eu nu pot să pun astea aproape de cactus pentru că o să pice păi cactusul. Păi da, dar ce-ți mai trebuie cactus dacă ai gardul electric? Adevărat și asta, dar arată mai șmecher, gen 3 chestii. Dacă vine poliția să-mi zic că asta este, dau înapoi, îmi iau banii înapoi și pun în loc de cactus. Păi domn primar, ce a aprobat aici? Mamă, nu se poate, se duce orașul ăsta. Nu a aprobat nimic. Deci nici n-a aprobat. Și fii atent, deci am dat copacii jos, că am auzit că ai probleme cu ei, ca să nu ia foc și să-ți ia casa foc, gen. Păi eu aveam nevoie de umbră, acum îmi bate soarele în casă. Orice, Vane, ce fac? Nimic, dacă te deranjează, dau jos și schimb tot dacă te deranjează. Știi că noi suntem prieteni, nu vreau să te supăr sau ceva, gen, dacă te deranjează, dăm totul jos, nu-i problemă. Da, nu știu ceva nici ce să zic, ai pus tu lava acolo, te-ai băgat, dar nu știu dacă... Dar nu lua mă foc, mă, nu lua la mine foc, că erau distanță copaci, mă gândesc. Am văzut că sare la vreo 2-3 blocuri și erau copaci pe aici, poate dacă pui copaci aici... Păi și din aici, copac sare iară scânteie până la mine pe acasă, nu știu ce să zic. Păi dar ia foc fence-ul și după aia acasă și am zis să nu mă bag la creație. Doamne, da, bă, Nocivane, gen, poți să te muți în altă parte sau ceva? Poți să-ți iei terenul ăsta să te muți? Ți-am zis. Bă, dar nu, eu zic că, bă, lava e prea mult, mă, să mă bată ștrugaleții, că e pericol de incendiu peste tot. Păi ok, scot lava atunci și las doar cactusii și fence-ul. Da, da, asta el? Până te prinde poliția, că eu nu știu ce să zic de fence-ul ăsta. Aia e, ce să facem? Dacă mă prinde, mă prinde. Dar oricum, am ceva afaceri cu tine din care facem amândoi niște bani. Cât spuneai, mă, Nocivane? Nu te cred că ai 3.000, că am eu 2.100. Nu, am 366. Ah. 366 am. Dar dau 250, mai rămân cu 116. Ai. Sărăcie. Da. Dar fii eu atent. Eu aveam 2.100 și mă gândeam, dar de unde are, mă, Nocivane atâta? Că am minat ca nebunul și tot are mai mult. Nu se poate așa ceva, ia zi. Nu mă glumeam, că știam că te activezi și ți-ai trigger. Păi nu mai pot să vedem justificarea banilor, declarația de avere, nu se poate așa ceva. Dar ți-am zis, fii atent, știu eu un business, o să te contactezi azi sau mâine, nu știu, vedem. Și s-ar putea să facem bani amândoi și să-l dăm și jos pe Sami, dacă știi ce vreau să zic. Nu-l mai suport, ai zis ce gard și-a făcut.
zici care da. M-a palat acolo, e numai el, el de e singurul cu moți. Bani? De unde a avut atâția bani să-și facă așa ceva, Dita mai ăla și noi stăm în casă unile? Uite-te și la Andresita, Dita mai turnul, Dita mai ăla. Da, mă învârte și eu Andresita banii, ești nebun, ei știu ce fac. Eu zic că trebuie o percheziție, așa. Plătesc mașina. Păi nu mai sunt eu în poliție, dar ceea ce pot să-ți promit e că facem bani și îl dăm și pe Zăsami pe mâna poliției. Da, cred că gen angajăm vreo 10 hitmen și dăm afară pe ăștia din oraș. Pe toți îi dăm. Apropo, voiam să zic, eu sunt agent secret, hitman, detectiv, tot ce vrei tu. Ia fii atent, hai cu mine un pic. Hai cu mine un pic. Să-ți arăt o schemă până una alta, cât timp nu-i poliția acolo. Ce? Dar nu zicea nimeni, da? Ce? Hai cu mine, Pink, hai cu mine, Pincane, că se întâmplă lucruri. Sunt hacker, detectiv, asasin plătit, tot ce vrei tu. Dacă ai nevoie de o informație sau ceva, vii la mine, că știu tot. Da, aș vrea să știu când se întoarce Carina din Africa de Sud din vacanță, că mai deja are câteva zile și mai în City nu mai e la fel fără ea, care intra prin efracție și mi-o murea caii, scheleți, chestii de genul. Doamne, cum ți-o distrus caii acolo. Da, acum am și gaură în casă din cauza ei. Ok, fii atent la mine. Cu chestia asta poți deschide, camerele nu ne văd, deci nu-ți fac probleme, sunt toate bruiate. Poți deschide încuietori de atât la uși cât și la chesturi. Pă vrei bune, cum merge? Ia. Dă-i click dreapta, doar 3 șanse. Umezi prima. Opa, dar vezi care durabilitate, nu știu ce să zic. Da, 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 are, am mai multe, stai liniștit. Mamă, mamă. Auzi, Nocivane, deci nu știu ce au făcut. Eu, sincer, cred că ți-l dau jos pe, pe Ovidiu cu mâna mea. Deci, zi tu mie ce lipsește de la secția de poliție. Uși. Și în afară de uși, ce? Erau niște domnișoare care se plimbau pe aici și te întrebau: bună, ce frumos ești! Dat afară? Le-a dat afară pe toate. Păreri? Eu nu, deja... trebuie să-l dăm jos. Jos, deci, cu Ovidiu, jos! Într-o zi am venit așa cu o poftă la poliție să fac o plângere și când am văzut că nu mai sunt domnișoarele, am plecat. Tu și cum? Eram în depresie rău de tot. Ia uite, vorbeam de domn primar. Ovidule, ce... 3 la oră! Ce-i mă gher la aia, mă? Uite, bebe Costin! O sări din tractor! Bă, vreau să cumpăr, vreau să cumpăr niște expansiuni de teren și trebuie să veniți să numărați. De asemenea, n-ați zis că data asta jos? O concediem pe Vasilica, gata. Da, o concediem, dar trebuie să ne gândim un pic ce facem cu morcovii. Păi cu morcovii, morcovii se păstrează la primărie și în caz de foame te îi dăm cu toții pe morcovi, ca Bugs Bunny. Vedem, trebuie să vorbim și cu fermierul, că trebuie să-i dăm pe ceva. Care fermier? Că nici nu e nimeni fermier. Păi n-ai zis tu că ai angajat pe cineva fermier înainte să pleci? Nu, Andresita a zis că e gherlă ferma și că nu se mai bagă. Ah, ok, păi și eu nu știam asta. Păi, nu știu ce să zic, că nu s-a mai băgat nimeni la fermă. Nu comunică nimeni, păi atunci, da, clar, o să dăm jos. Bun. Păi hai să, nu știu, ai un metru la tine să începem numărările? Da, cum să nu. M-am urmărit mai repede decât mine. Ajutor, mă puteți învăța cum să bag benzină. Da, ții click dreapta pe ăla de benzină. Da, cine a băgat, mă, benzină aici în astea? Ia uite, mă. Bă, Dani, aoleo, iei asta și bagi aici în găurică benzina. Vezi că-ți spun prea mult și după aia rămâi dator vândut. Mă, tu și că te costă, cât ți-ai băgat? Deci te costă 5 năsoși cât ai băgat acolo în momentul ăsta. Pe nu are. Da. Ai 5 năsoși? Domn poli... A furat și a fugit cu... Poliția! Cheamă-l repede. Cred că e la Sami, dar până vin eu cu tractorul mai durează un pic. Da, cred că ar trebui să te dai jos de pe tractor ca să numărăm terenul meu din spate, să vedem până unde extindem, pentru că... pe tractor, direct. Păi e mult prea lent pe tractor. Păi da, până mâine e timp. Bun, Ovidule. Deci tu zici că nu vrei să mă lași să plătesc taxa pentru teren, pentru aia? Bine, hai. Nu. Bă, sincer, voiam să-ți trag o gherlă, mă. Voiam să-mi plătesc taxele și apoi să... De unde știi? Păi numai pe desne ești pus. Am simțit-o. Bine, hai. Toată începem numărând cu gardul. Da? Așa. Și gardul se pune... 200. Și crezi că sunt disponibile măcar? Da, păi nu se duce la nesfârșit în spate terenul. După calculele mele, o să ajungem undeva pe la unde face drumul. O să ajungem undeva pe unde face drumul cotitură, la pod, cam pe acolo o să ajungem cu terenul. Iartă-mă. Da, vreau să am cel mai mare teren de pe Main City, dacă se poate. Păi cred că ți-ar ajunge și vreo 30 ca să-l ai cel mai mare. Nu, eu vreau 200. Am înțeles, 200. Bun. Asta înseamnă 2000 după un calcul simplu. Da, 2000 de năsuri și am banii aici. Nu acum. Nu, o să merg acolo, să da, la primărie și scriu un cărticică.
Păi avem de numărat, ce poziție? Numără tu într-o parte, eu în alta, să vedem dacă ne întâlnim. Da. Numărăm și să ne asigurăm că e la fel și aia. Bun, hai că începem la gard de aici. Bun, cu tot cu gardul. Deci nu, numără cu tot cu ăsta de gard de aici, că și ăsta trebuie extins, cum ar veni. Gen ăsta. Ok, bine. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, până acolo, a? Da, până aici ar fi. Și înseamnă că gardul o să fie la nivelul următor, aici. Gen unde e ăsta o să-mi vină gardul, că gardul nu face parte din... Da, deci cam până aici aș vrea să extind eu, ce zici? E ok? Încă nu știu sincer de acord cu chestia asta. Păi cum adică, băi, e perfect legal, vreau să-mi extind terenul cu 200 de blocuri. Păi da, dar nu știu ce să zic. Practic tu te-ai dus deja în alt oraș cu terenul. Păi da, dar ăsta din spate îți dai seama nu o să fie folosit, numai cât fac aici un teren frumos și alea și cam, da. Ok. Da, ce pot să zic, dacă nu bagi niște construcții de alea blană să arate foarte dubios, e ok. Aha, păi ce, n-am voie și construcții acum, vine cu... Păi bă, da, dar totuși când trece lumea pe drumul ăla, că ești fix pe lângă drum. Și eu ce să le... Păi și eu ce să... Cumva... Păi și eu ce să le zic? Trebuie modificat și drumul. Nu mă, că drumul nu cred că... Nu, terenul meu nu intră în drum. Nu, vine fix pe lângă. Nu, stai mă liniștit, mă, că... Băi, stai mă liniștit, că nu o să fie problemă, Ovidiule. Tu trebuie numai să semnezi contractul de extindere de plot și să-mi iei toți banii. Da, păi și mai ai bani pe lângă? Da, mai am încă 100 de năsoși. A, și crezi că-ți ajung la taxă? Nu, dar până te hotărăști tu să-mi numeri tot terenul ăsta, mai durează, așa că mai fac. Ah, ok. Nu e așa că nu te hotărăști așa de repede să numeri? Hai că... să mai pun aici niște blocuri, să fim siguri. Da, nu uita, deci ține minte ce e aici, că eu nu-l mut mai în spate. Nu uita, acolo am e gardul. Am pus un redstone aici. Da, acolo o să-mi fie gardul. Da, o rest... decizie puțin cam dubioasă din partea ta, de ce să te mint? Bă, Ovidule, eu trăiesc pentru a fi cel mai cel. Acum nu contează exact la ce, știi? Da, observ, mereu opulența aia. O ce, mă? A, nimic. O, da, cum ai zis tu, dar ideea da, e că... Apropo, chiar ai timpul necesar încă să nivelezi chestia asta? Sau rămâne pădurea lui Ping? Nu, o să vină gardul, vine nivelat, frumos și nu o să fie urât. Adică nu o să-ți dai seama că zic că dintr-o dată e terenul meu și o să fac căderea frumoasă așa și înceată și nu ai treabă. Da, dacă faci peisajul frumos e ok atunci. Facem peisagistică frumoasă, nu o să știe nimeni că aici e de fapt terenul. Numai că tot o să fie îngrădit. Cred că o să ai de lucru o zi întreagă la mina ca să plătești impozitul, sincer. Nu, cred că gen nu o să fie atât de rău cât poate să fie. Eu zic că o să se ducă undeva pe la vreo 100, mă, nu? Păi nu știu, că tu le-ai calculat situația, trebuie să știi ce păi mai bine. Eu calculam suprafața și împărțeam la 50, dar tu ai zis că vrei să te bagi la creație, să plătească de două ori. Eu am plătit $17 pe ăsta. Păi nu, că nu a fost lumea de acord, că sunteți nehaliți cu banii. Păi mă, știi de ce n-am fost de acord? Că era prea mare bătaie de cap să vii de două ori pe săptămână să plătești taxa, așa măcar depuneai să plătească dublu și odată. Salariile le dăm odată, nu? Odată la final. Nu, odată la final. Aolo, și ălea. Bă, Ovidule, dar tu ai intrat la... Bă, o singur salar la final, atât. Mamă, de acum încolo se dau două salarii pe mandat. Cum două salarii? Bună ziua, uite domn primar, așa. Domnul Pink, v-am prins la fix pentru că trebuie să vorbesc ceva cu amândoi. Deci e perfect cum v-am prins. Deci tocmai am terminat de vorbit cu vecinul domnului Pink, cu Nocivanu, și mi-a explicat care e faza cu gardul ăsta. A spus ceva, deci să veniți mai încoace, să fie mai retras un pic, că să ne audă toată lumea. Deci, cred că toată lumea știe de existența mafiei domnului Zăsami, corect? Gen, toată lumea a auzit zvonurile. Știu că s-au lăsat de mafie. S-au lăsat, da. Nu știu, am auzit doar niște zvonuri, dar ideea e că domnul Nocivanu, cred că pare puțin paranoic și spune că este urmărit și insistă că dacă toată lumea e ok, adică primarul și vecinii lui, să poată cumva să plătească probabil la suprapreț, pentru că nu prea ai voie să te extinzi în părți, terenul ăla pentru că s-a extins un bloc în față și în părți cu câte... Păi da, eu zic că, domn primar, eu zic că era corect să își facă gardul electric unde trebuie să fie gardul normal și își mai mânca el din teren, așa el în tot să-și mănânce și a extins. A zis domnul Nocivanu că sunteți ok cu terenul lui, doar să scoată lava, așa a zis că a vorbit cu dumneavoastră. Păi da, să pot să pun copaci, că mi-ard copacii și mi-arde casa după. Nu știu, ia să vedem, e domnul Nocivanu pe aici?
Nu știu, domn primar, eu zic că dacă faci așa o excepție, după aia vreau și eu să mai extind o dată într-o parte, știi? Și nu e corect. Nu facem excepție. Păi nu e corect, asta e chestia. Atunci, nu o să putem să lăsăm. Doamne, Nocivanu! Nocivanu! Haideți că vorbim cu el. Cred că are dopuri în urechi. Da, cred că vă ignoră, cred că a auzit ce vrem să-i facem și cred că fuge. Ia, stați așa că vorbesc și eu cu dânsul. Apropo, Luc, Dani Den a furat niște benzină. Mamă, ce se întâmplă aici? A furat benzină? Da. Ce se întâmplă? 5 năsoși trebuia să plătească și n-a mai plătit, a fugit. Ai fost de față, domnul Ovidiu, nu? Ce face aici? Da. Deci vrem să... De ce e gard electric și cartoși? Asta urmează să vorbim cu domnul Nocivanu, că nu prea... Dar nu vrea să comunice, nu știu ce... Da, cred că nu vrea să vorbească cu tine. Cred că a nebunit, da, după vacanța lui. Nu cred că nu are casă. Ce cu mine? Ce smăghierile alea de mașină? Afară, domnule Nocivanu. Glumeam, mă. Unde ești? Glumeam, mă, că oricum nu voiam să cumpăr, mă. Făceam și eu mișto, mă. Mă, n-am ce să... Mă, nu mai adu, mă, de alea aduse din Germania, mă. Nu mai adu de alea. Am vorbit în Japonia, am vorbit în Anglia. Mă, n-am ce să aduc. Nu vor să ne aducă nimic. Bună ziua, domnule Bobo. Salut. Ok, spuneți. Bă, gata, deci domnul mai Pink. Mai am doar câteva minute, Luca, dacă se poate. Da, domnul Pink și domnul primar, spuneți-i domnului Nocivanu în faza cu terenul. Am spus că am vorbit cu ei, dar nu prea este domnul ok. Domnul Pink, noi am discutat înainte, nu? Ne-am discutat sau? Am discutat de lava, Nocivanu, nu de gardul care păi extins, spune drept. Lava și... Păi dar nu-i pe nedrept, că-i plătit. Păi da, dar nu poți să plătești ca să extind în părți. Domnul primar nu acceptă extindere în lateral, pentru că dacă facem o excepție, discutăm toți înăuntru, ca să vă zic de ce. Ok. Haide-mi primăria. Păi da, nu ceva. Nu, aici un pic, ca să nu ne audă, că aici am eu totul securizat. Aveți dumneavoastră? Deci, Zăsami este pe urmele mele și mi-a securizat casa. Dacă vă deranjează, păi, îmi dau jos cactus și îmi dau tot. Trebuie să dai jos cactus și muți gardul pe cactus și muți cactus și mai interior ca să păstrezi mărimea terenului. Gardul ăla electric nu prea de acord cu el, așa sincer. Bine, da, mă, așa nu sunt okay. De acord cu nimic. Păi, dar e ok că nu trebuie să intre nimeni pe plotul meu. De ce să intre cineva? Nu e ok, mă, gardul electric. Eu am vorbit cu domn primar și cu vecinii, dar nu... Na, dacă domn primar spune că nu se poate, acum ce să facem? Adică eu am făcut tot ce-mi stă în putere, acum domnul Ovidiu știe. Ce vrea, mă, să facă Ovidiu? Și am înțeles, domnul Nocivanu, că v-ați extins ilegal, cu câte un bloc în fiecare lateral. Nu m-am extins lateral. Ilegal, am plătit, n-am știut că n-am voie. Păi nu există, cum adică? Regula este doar la spate. La cine? La primărie, uitați-vă acolo, vă rog frumos. Păi am să vă rog să vă luați banii înapoi și să vă puneți gardul înapoi. Ok, o să modific tot. Ok. Păi, mă, Nocivanu, nu e mare chestie, gândește-te doar că rămâi cu mai puțin teren, dar tot ai exact ce vrei tu, ai și gardul electric și cactus și tot, da, știi? Da, trebuie să dau tot un bloc înapoi. Faza e că eu am pus așa și am cumpărat, pentru că dacă pun ăsta, îmi pică... Păi știu, de asta trebuia cactus. Să muți cactus și mai la interior, că tu ai făcut inițial cu cactus și... Da, nu poți să faci, mă, gherlă, bă. Nocivanu, îmi pare rău că te-am... Să pun toți cactus și ăștia? Nu există. Bă, știu, Nocivanu, dar... Tot acum. Bă, dacă lași o nedreptate să se întâmple, ești la fel de vinovat ca cel care o înfăptuiește. N-am putut să mă abțin să nu zică, bă, nu e ok. Dar dacă îl muți mai în spate... Ok, o să modific tot. Iată, mă, ce voia, mă. Stai, okay. Domnul Sinner. Bine, hai, mă duc să plâng aici. Ne-am înțeles, domnul Nocivanu? Da, o să modific tot, îmi iau banii înapoi. Da. Haideți cu mine, electric, dar să modificați. Okay, eu trebuie să mă duc să-mi plătesc extinderea, mă. Păi ce, ați vorbit? Pentru extindere? Da, am numărat, trebuie să mă duc numai să las banii. Domnul Ovidiu! Mamă, dar sunteți asaltați în stânga și în dreapta. Da, e nebunit. Nu. Am și eu pe domnul Pin care se plânge de plata taxelor, că vrea să plătească taxele, nu știu, asta. Deci prima persoană care se plânge deci, de taxe. Vrea să le plătească de urgență, nu mai poate. Nu se poate. Nu putem. N-am, mă, ce să fac. N-a vrut, mă, să mă lase, s-a prins că vreau să-mi extind și nu m-a lăsat să-mi plătesc taxele pe terenul mic și apoi să scap. Hai că mă duc să-l cumpăr pe la mare. Da, am înțeles. Luca, cred că puteți să-i aplicați un avertisment măcar pentru tentativa. Da, nu, o să vorbesc, vă dați seama. Auzi, mă, tentativă, bă, de unde știam ăsta? Eu voiam doar... Ce-a spus, bă, te-a prins primarul, bă? Na, bă, nu știu ce a mirosit el, mă, să nu mă lase pe mine să-mi plătesc. Auzi, că dacă mai extingi după aia, nu e... Mamă, ce-ați lăsat? 2000 ai dat. Da. Banii deja am pus acolo, dar pot să-i iau înapoi.
Ți iau înapoi? Bun, unde a spus și ce bani? Stați un pic. Bun. Deci după taxele contabilei mele au fost 505 năsoși încasați pe ziua de astăzi. Așa. Iar eu mi-am oprit 10%. Hai. Da, corect. Uite, mă, ce gherle fac ăștia. 505 năsoși. Eu, Salom, a făcut ăsta 50 de năsoși vânzând 4 mașini, ești nebun, și erau și nasoale. Ia uite, bă, n-ai văzut așa ceva. Bă, Pink, da, ce părere de achiziția ta, achiziția mea, că am văzut că nu prea ți-a plăcut. Păi ce ți-ai luat, mă, ți-ai luat aia, a fost gherlă, mă. Bă, mi se pare bine, bă, lasă. Tu nu înțelegi. Cea mai rapidă, mă. Stai că am luat cartea cu mine, acum mi-am dat seama. Hai că mergem să o lăsăm înapoi. Păi tot timpul uit, mă, să o pun înapoi. Bă, îți joc mustață. Îmi bat joc, mă, mustață de primăria asta, bă, Luca. Eu știi ce voiam să cumperi tot de aia care aveam eu, mă, dar ți-ai luat gherla aia. Păi puteți să cumperi tu pentru mine, mă. Am zis, păi dacă eu nu pot neapărat să mai cumpăr încă una. Păi de ce? Ba da, puteai, că tot nu luase nimic. Să aveți. Așa, hai să mergem. Hai, vină încoa. Nu mă pic, am zis da, că... Da, eu cred că... Oricum, mă așteptam să pună una ca a ta, dar m-am gândit că, bă, deja ai tu, nu mai are rost, știi, așa, măcar mai avem un motor așa de două persoane, ce știi? Ce motor de două persoane? Păi și cu cine te plimbi tu cu ăla, mă? Cu doar tine, două Pink, așa, cu mine, ca băieții. Ca băieții, da, am Pink, înțeles. Da, Pink, vină încoace, se fac și eu plinul. Păi plinul ca plinul, dar tu știi cât am de muncă eu la terenul ăsta? Ai, că da, m-am mai dus. Pe teren deja? Păi, băi, fac așa un calcul și măsor și curăț să vedem ce și cum. Aha, am înțeles. Da, păi și eu o să vreau să-mi iau o extindere, dar trebuie să mă duc să... Da, trebuie să mai faci niște bani. Păi la muncă, da, Luca, la muncă, da, nu mă, mai bag, sta. Da, mă bag la muncă cu ăsta. Da, mă duc să-mi văd și eu mașina acum, ce să fac? O să-mi trebuiască tot dirt-ul de pe planeta Pământ. Hai, te-am salutat, Luca. Hai, te pup, Pink. Ha. Uite, mă, bă. Atât de sus e terenul meu față de... Aoleo. Da, e bine, pentru data viitoare vom face și vom nivela și vom produce cel mai mare teren de pe Mind City. Va fi atât de mare încât toți youtuberii vor zice, da, prin cred că vrem să te dăm afară de pe Mind City pentru că efectiv ai terenul prea mare și e o bătaie de joc. Adică uite-te la săracul Danny Den, n-are unde să respire pe terenul ăla mic al lui și tu ce faci? Așa o să-mi zică și o să mă dea afară, vă zic. E like finalul, ăsta e actually ultimul episod de Mind City dacă n-apăsați butonul de like chiar acum. Da, n-ave. Abia aștept să-i vină taxele lui Pink. Ce? Da, stai așa, sinere, ce? Crezi că nu mi le... Bă, crezi că nu mi le... Bă, nici nu vine 1000 de năsoși, bă, vine 100 și un pic. Nu, vine 100 și un pic, Ovidule. Da, dacă nu le mărim cumva. Păi da, dar fii atent că le mărim să plătească. Da, păi 50 în fiecare săptămână. Păi tu Sinner, crezi că de la tine nu se măresc, dacă se măresc? Se măresc și da, la da, tine. Da, se măresc, nu dau 100 eu, dau și eu 50, nu știu cât, dar 60. Putem face o mărire specială pentru cei mai bogați. Da, cred că genul o să scot o sabie și nu vă mai întoarceți înapoi acasă în seara asta. Cred că chem garda. Ai, cheamă. Amenință primarul, auzi, dumale. Mă, cum te lovesc? N-ai văzut-o pe aia. N-ai văzut-o venind, hai. Auzi, mă, taxă specială. Bă, ăștia chiar nu mă suportă, mă. Și eu nu fac decât să cotizez la bugetul statului. Mai ziceți ceva. Deci eu efectiv cotizez la bugetul statului și ăștia, hai să-l taxăm mai mult pe el, că el a cumpărat mai mult, îl taxăm mai mult pe el. Păi de ce, mă? Păi ești nebun, nu mai plătezi nicio taxă, ești nebun? Le zic, hai mă, luați-mi banii, n-aveți cum să-mi luați banii, că nu îi am... E cam.